imagini mai puțin obișnuite au fost surprinse la Suceava. Un bărbat a pus la cale o adevărată răzbunare după ce oamenii legii au refuzat să intervină într-o situație de la locul de muncă, unde era paznic. Supărat pe polițiști, bărbatul a intrat cu căruța într-un magazin pentru a-i provoca. Incidentul a avut loc într-un magazin din Dolhasca, județul Suceava. Bărbatul, care este chiar paznicul magazinului, ar fi apelat la poliție după ce mai mulți tineri au început un adevărat scandal în magazin. Însă oamenii legii au spus să se descurce singur pentru că magazinul este proprietate privată. Supărat de reacția polițiștilor, a doua zi, după ce a ieșit din tură, bărbatul a mers acasă, a băut câteva pahare și a prins curaj. Și-a luat căruța și calul și s-a întors la magazin. Însă nu pentru a intra din nou la muncă, ci pentru a-și exprima nemulțumirea față de reacția oamenilor legii. Așa că a intrat cu calul până la casele de marcat, pentru a vedea dacă de această dată autoritățile vor interveni. Acum, făptașul va fi anchetat și ar putea fi sancționat.